Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihail Neamțu, iată o nouă emisiune Vocea Libertății, în colaborare cu prietenii de la Clubul Marile Cărți. Am o deosebită plăcere de a îl saluta pe biblistul, filologul și exegetul Scripturii, Părintele Cătălin Varga, bun găsit! Bun găsit și mă bucur de această emisiune. Ne bucurăm și noi să stăm de vorbă cu un om care a studiat, e adevărat, sub îndrumarea unui excepțional profesor, profesorul Eugen Munteanu, a studiat istoria receptării textului sacru în cultura română, mai precis istoria traducerii acestei sfinte scripturi, Cartea Cărților, cum s-a numit ea, din secolul, iată, 16-17 până în contemporaneitate. Părinte Cătălin, dacă îmi permiteți, am să spun foarte pe scurt celor care ne ascultă că vom discuta atât despre marea realizare a spătarului Milescu, 1688, vom discuta despre contribuția școlii blăjene, vom discuta despre ce s-a întâmplat în secolul 20 cu o confesionalizare tot mai pregnantă a traducerilor, evident vom face referiri la traducerea lui Cornilescu, traducerea sinodală și vom ajunge și în actualitate pentru ca cei care ne urmăresc să aibă o imagine completă despre provocările acestei meserii. Traductologia este în sine o meserie pe care mulți o neglijează. Cuvântul sacru nu poate fi accesat de către cei mai mulți oameni decât prin, iată, traducere. Foarte puțin cunosc originalul, foarte puțin știu greacă, foarte puțin știu ebraică și mai mult decât atâta, permiteți-mi să spun cu tristețe, în spațiul educațional românesc, în școala noastră, de mult nu se mai pune accentul pe învățarea limbilor străine, în timp ce polonezii chiar au revenit în ultimii ani cu o insistență justificată pentru învățarea limbilor vechi, noi, din ce în ce mai mult, ne îndepărtăm de această enormă tradiție filologică pe care umaniștii renașcentiști o stăpâneau cu asupra de măsură. Mă întorc la dumneavoastră, Părinte Cătălin, și aș vrea să îmi spuneți care este contextul istoric european în care, prin intervențiile lui Martin Luther și ale altor reformatori, Scriptura ajunge să fie tradusă în limbi vernaculare, în limbi naționale. Așa este, există un întreg proces în spatele traducerii Bibliei, trebuie să ne raportăm la contextul european și apoi să vedem particularitățile spațiului transilvanian și chiar și cel muntean, dacă facem referire la Biblia de la București, un moment eclatant al culturii românești. Un moment de aur, după cum îl laudă și marele istoric Iorga, literatul Cartojan, Călinescu, au cuvinte de laudă la acest proiect al domnitorului Cantacuzino. Așa este, a fost momentul reformei, cel care a propulsat această idee de a trece din Biblia sacră în Biblie vernaculară, din limbile clasice în limbile moderne. Oamenii, vă dați seama, aveau nevoie să înțeleagă cuvântul Dumnezeu în limba lor proprie. Eu mă întreb ce înțelegea un valah de secol 17 când se citea Biblia în limba greacă, eventual. Sau slavonă. Sau slavonă. Sau la fel putem face raportare la spațiul occidental când se citea din Biblia Vulgata. Evident că ne referim la Luther ca fiind un promotor al acestui proiect, dar trebuie știut că exista vreo 8 decenii înaintea lui Luther anumite părți din Biblie traduse în limba germană, doar că el are marele merit de a așeza pe calapodul literar această traducere și oferă o limbă germană literară, o limbă pe înțelesul tuturor, un sprache volgens, cum e cuvântul? Un Volksgesprach sau un Volkssprache. Pe înțelesul tuturor. Ca acest merit îl are și Biblia de la Blaj și mai apoi Cornilescu. Au fost înclinați să meargă înspre o traducere colocvială, pe înțelesul tuturor, evitând slavonisme, evitând grecisme, evitând calcherea unor termeni care aveau un înțeles în epoca în care ele au apărut în istorie, dar își pierd înțelesul în epoca modernă. Era nevoie de o trecere în revistă a unei traduceri cât mai pe înțelesul tuturor. Să spunem, Părinte Cătălin, că Martin Luther, totuși la început un foarte, foarte silitor călugăr augustinian, un om care a învățat ebraica, care a învățat, sigur, greaca, s-a ocupat... Un om erudit. Un om erudit, da.
poate nu la fel de erudit ca și Erasmus, dar s-a ocupat de Noul Testament. Da. Înainte de toate, în 1522, a luat o versiune a lui Erasmus, a Noului Testament, a lucrat pe acest text împreună cu prietenul său Melanchthon, după care, la 14 ani distanță, totuși 14 ani, oferă întreaga Biblie. Oferă Biblia integrală în 1534. Deci, stimați ascultători, dragi prieteni, vorbim despre un timp de gestație îndelungat. Să-ți dedici 14 ani din viață unui singur proiect, astăzi, în lumea de astăzi, pare aproape de neconceput. Pe vremuri, oamenii aveau mai multă răbdare, mai ales cu lucrurile sacre. Biblia ca o catedrală, vine să spun, în viața interioară a unui intelectual, care sigur că era motivat polemic și confesional. El dorea să dea șah tradiției romano-catolice, care, ce spunea, că interpretul prin excelență al Bibliei este preotul, el oferă lectura canonică, el oferă interpretarea după citirea textului în latină, uneori preoții romano-catolici oferau interpretare în limba vernaculară, așa cum cazanile au putut fi uneori scrise în românește, deși textul, iată, scripturistic era în slavonește. Și nu doar atât, dar a dorit și să pună Biblia în mâna poporului. Deci oamenii să înțeleagă, până la urmă, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă pot abține, știu că avem un timp mai degrabă limitat, dar totuși avem răgazul să atingem toate punctele. De ce în spațiul ortodox, Părinte Cătălin Varga, de ce în spațiul răsăritean avem această tensiune între oralitate pe de o parte și textualitate pe de altă parte? Nevoia de a avea Sfânta Scriptură în casă apare relativ târziu, cel puțin în spațiul ortodox. Așa este. Este o întrebare oarecum incomodă. Nu mă pune în lumină foarte mult pe mine, care mă revendic dintr-o tradiție ortodoxă. Ca și mine, de altfel, dar asta nu ne împiedică să repunem întrebări. Să recunoaștem adevărul istoric. Într-adevăr, noi, Biserica Ortodoxă n-a pus accentul foarte mult pe traducerea Bibliei. Noi am înțeles Sfânta Scriptură prin intermediul Sfinților Părinți, prin icoane, da? Icoanele sunt o transpunere a Cuvântului Dumnezeu în imagine. Oamenii au citit Biblia privind la icoane într-o anumită epocă. Mai apoi, trebuie spus că au existat bucăți din Biblie traduse și integrate în cult, cum ar fi evangheliarele, cum ar fi textele apostolice, cum ar fi psaltirile, curmuzachii, psaltirea șcheiană. Avem Palea de la Orăștie, 1582. Deci au fost momente în care Biserica Ortodoxă a înțeles nevoia de a traduce Biblia în limba omului de rând, dar n-a făcut din asta un scop în sine, pentru că a înțeles că omul are o întâlnire directă cu Dumnezeu în cadrul liturgic. Și apoi ți-aș mai spune o chestiune care ține strict de zona patristică. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-un comentariu la Evanghelia după Matei, chiar în prima sa omilie, spune ceva de-a dreptul șocant, să folosim acest termen. El zice, n-ar fi trebuit să avem nevoie de scripturi. Ele sunt doar o etapă în creșterea noastră duhovnicească. Ar fi trebuit să ajungem la o așa măsură duhovnicească, încât să vorbim cu Dumnezeu față către față, așa cum făcea Moise în vechime. Adică, dar totuși și Moise a avut nevoie de Tora ca să echilibreze tendințele poporului. Deci nu putem eluda importanța cuvântului scris. Moise este urcat pe munte ca să primească Tora Shebealpe și Tora Shebichetav, adică legea scrisă, legea orală. Deci și Moise a fost ancorat într-o tradiție aparținătoare textului. În același timp, aceste relatări despre Moise sunt, până la urmă, puse într-un corpus textual câteva secole mai târziu. Sigur că deci a existat o tradiție orală care a premers nașterea, care s-a concretizat într-un text scris. La fel și în tradiția ortodoxă a fost întâi tradiția, paradosisul, care a dat naștere textului scris, iar o bună perioadă de timp, poate mai bine de un mileniu și jumătate, așa a considerat Biserica Ortodoxă, inspirată de Duhul Sfânt, că traducerea Bibliei cade pe loc secund. Adică vreți să spuneți așa, ca să înțeleg mai bine, spuneți că în spațiul răsăritean oamenii au auzit Scriptura, însă în contextul de slujbă, de liturghie, pe care biserica a pus accentul, dar pe de-o parte. Eu ridic un mare semn de întrebare, cât a reușit să înțeleagă omul de rând când în biserică îi se citea dintr-o limbă sfântă la care el nu avea acces. Asta este adevărat. Deci era nevoie clar de traducere în limbă
în limba poporului de rând. Ceea ce, influența reformei este benefică în această chestie. În această putem privință. Putem escamota această dimensiune. Aș mai spune doar două cuvinte despre istoria manuscriselor, dacă îmi permiteți. E adevărat că călugării aceștia greci poate au fost vinovați de un soi de filetism avant la lettre, poate au fost prea naționaliști, ar spune unii, deși în secolul 14 era greu să fii naționalist, dar totuși au ținut la limba greacă ca la o limbă divină. Da, considerau că dacă o traduci, o desfigurezi de sensul ei primordial. Monahii din Athos însă au păstrat manuscrise ale Noului Testament. Călugării de la Sinai au făcut același lucru. Spuneți-ne câte ceva despre această tradiție a manuscriselor. De ce foarte târziu doar ele ajung să fie citite de către filologi și au comparate? Au fost descoperite târziu. Dacă ne gândim la descoperirea Codexului Sinaiticus din la mănăstirea Sinai, mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai a fost descoperit târziu, dacă nu mă înșală memoria, secolul XIX sau jumătate de secolul XIX, până atunci călugării au ținut-o ascunsă, ferecată în mănăstire. Bine, era valoroasă. Era valoroasă, eventual, și trebuie să ne uităm și la niște realități ce țin de ordin istoric. Anumite manuscrise ne-au parvenit târziu, deși ele au o istorie îndelungată, vorbind de Sinaiticus de secol 4, după Hristos. Avem de asemenea un papirus pe 52. Avem un papirus pe 52, considerat de către specialiști, cea mai veche mărturie a Scripturii, de jumătate de secol 2, datorită vitregilor istoriei, ni s-a păstrat doar un fragment din Ioan 19, dialogul dintre Iisus și Pilat. Deci, cu alte cuvinte, spuneți așa, textele erau păstrate în mănăstiri, erau transcrise sau rareori traduse, dar erau păstrate în limba originală, da, care era limba greacă. Pentru... Dintr-o rațiune greu de înțeles, dar probabil, după cum spun, aceasta este ipoteza mea, considerau că traducerea efectivă a lor diminuează importanța textului în sine. Poate chiar îl desfigurează. Poate că și misiunile în afara teritoriului grecesc de limbă greacă au apărut târziu. Chiril și Metodiu pleacă din Tesalonic undeva, dacă nu mă înșel, în secolul IX spre Moravia. Da. Traducerile, deci, apar mai târziu și pentru că misiunea creștină în afara teritoriului Mediteranei este întârziată de invaziile barbare. Avem, deci, justificări de ordin economic, costul producției unei cărți. Da. De asemenea, justificări de ordin... Arheologic, aș putea să spun, se descoperă târziu. Arheologic, istoric, înseamnă presiunea pe care o puneau fie otomanii, fie mohamedanii, fie aceste triburi care veneau peste noi în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și abia târziu, spuneți noastră, tema aceasta a traducerii apare ca urmare a întâlnirii cu reforma. Da, acesta este efectul benefic al reformei în spațiul ortodox, aș putea să spun. În spațiul ortodox suntem deja la 1688, da, haideți să intrăm la București. La București, sigur, mai trebuie spus, pentru că m-ai provocat la început să delimităm contextul istoric european, eu ți-aș aminti că la Praga, de exemplu, se traduce în 1488 prima Biblie integrală. Deci vorbim de vreo două secole distanță. Deci noi românii, într-adevăr, ne-am trezit târziu. Din Dar oricum înaintea rușilor. Oricum, dacă e o consolare. Să sperăm. Nu, e pur adevăr istoric. Noi am tradus Biblia înaintea rușilor și altor popoare, însă, într-adevăr, cehii ne-au luat-o înainte. Bun. Husiții, deci, au fost interesați de asta? Da. Hugenoții oferă o punere în scena izvorului Septuagintei. Vorbim despre Biblia Septuaginta de la Frankfurt, 1597, o ediție a hugenoților francezi calviniști, care, vezi, după două secole se regrupează și oferă un produs cultural gustat și foarte influent al epocii. De ce spun după două secole se regrupează? Pentru că ne aducem aminte de momentul acela teribil din istoria creștinismului, masacrul numit Noaptea Sfântului Bartolomeu, când în 1572, în august, au fost ucise peste 30.000 de suflete în peste 20 de orașe. Masacrul catolicii au cu concursul regiului Carol al IX-lea și chiar a familiei de medici, o familie influentă în epoca respectivă. Au decis să îi masacreze pe acești hugenoți pentru că ei, efectiv, aduceau un prejudiciu la stabilitatea politică a francezilor. Ei bine, în spațiul transilvonian îl avem pe Gabriel Bethlen și pe alți asemenea lideri politici, pe Racoții, Ștefan Racoții, care
se revendică de la tradiția calvină, fapt care va trezi o reacție și în Moldova, însă vorbim acum despre, iată, un manuscris foarte interesant al Septuagintei, pe care un cărturar ortodox, nu, marele spătar Milescu, îl descoperă. Ia cunoștință cu el la Constantinopol. Deci, telespectatorii să ne înțeleagă de ce am amintit despre Septuaginta de la Frankfurt. Pentru că ea stă la baza primei Biblii integrale românești. Ce este Septuaginta, o să se întrebe unii? Corect. Septuaginta este prima traducere a izvorului grecesc. A izvorului ebraic, pardon. În secolul 3 înainte de Hristos. Deci, prima traducere în limba greacă a textului masoretic. Masoretic, da, textului ebraic. Care era, de fapt, motivată, traducerea aceasta, de dispariția limbii ebraice din sânul comunităților... Exact, din diaspora. Din diaspora. Cei din diaspora aveau nevoie de a avea acces la religia părinților, doar că ei uitaseră limba ebraică și atunci un raționament de ordin pur sociologic a dat naștere la apariția acestei septuaginte. Bun, okay. Sunt și raționamente de ordin liturgic, spun unii cercetători, dar nu intrăm acum în detalii. Cert este, ca să nu ne lungim în tot felul de paranteze, să revenim pe firul discuției și să înțelegem că prima Biblie integral tradusă în limba română, Cantacuzin 1688, pentru textul Vechiului Testament, are la bază izvorul Septuaginte, izvorul grecesc. Doar că este o septuagintă, după cum o numesc specialiștii, o septuagintă peticită. Este opera hugenoților Calvin, care au scos, de exemplu, deuterocanonicele. Ce sunt deuterocanonicele? Acele cărți care apar în Biblia sinodală cu numele de Tobit, Înțelepciunea lui Iisus Sirah, Belșibalaurul, pe care protestanții le consideră apocrife. Adică nu sunt bune de citit. Sunt contaminate de ideologii, de erezii. Noi, spațiul ortodox, le considerăm bune de citit și le așezăm între cele două testamente, între Vechiul Testament și Noul Testament. Dar dacă luăm Codex Sinaiticus, despre care am pomenit, vom vedea că la origine Septuaginta cuprinde aceste cărți într-o ordine firească, nu le pune la urmă. De exemplu, unul Macabei apare imediat după Tora și între Tora și cărțile istorice. Foarte este interesant. Un exemplu. Ceea ce dovedește că, iartă-mă că te întrerup, ceea ce dovedește că acei scribi care au compus Septuaginta, au oferit un credit aparte acestor cărți. Le-au considerat de-a dreptul inspirate, punându-le lângă Tora și lângă cărțile istorice și profetice. Vom vorbi imediat, doamnelor și domnilor, despre traducerea în limba română, făcută și de Milescu, și de Blăjeni, și apoi mai târziu, în secolul 20, de diferiți cărturari, dar rămân puțin 15 secunde doar, Părinte Cătălin, pe subiectul Septuaginte și vă întreb, pentru că mi se pare imposibil de evitat acest subiect, vă întreb direct, Apostolul Pavel citează Septuaginta? Da, sunt studii care dovedesc filologic că el citează Septuaginta. Gândește că ideea este foarte simplu de înțeles. Dacă mergem pe firul logic al ideii, el scrie în limba greacă. Corect. Și atunci normal că trebuia să facă apel la izvorul grecesc. Cum aș cita eu din Shakespeare, original, nu dintr-o traducere... traducere în limba franceză. Da, în franceză, corect. Este un argument de ordin logic. Perfect. Dar asta nu înseamnă că el nu cunoștea Tora, că nu citea în ebraică, că nu poate scria în ebraică. Și Iisus în templu ce a citit? A citit textul masoretic? Da, deci în templu se păstra limba ebraică, doar dialectul comun era cel de aramaică în limbajul cotidian, în vorbirea curentă. La sinagogă se păstrau documentele Bibliei sacre, Tora, Tanahul, cum zic evreii, Tora pentru lege, Neaviim profeți, Chetuvim scrieri, erau păstrate în limba ebraică, era limba sacră, limba de cult. Evident că Hristos a citit în ebraic atunci. Te referi la Luca, capitolul 4, din sinagoga din Nazaret, când le spune astăzi s-a împlinit profeția din Isaia 62, eu sunt Mesia care dau libertate robilor, orbilor vedere, etc. A venit epoca mesianică împlinindu-se în persoana mea. Foarte interesant. O curiozitate doar strict istorică. Oare de ce nu s-a scris nicio evanghelie direct în aramaică? Se spune că Evanghelia după Matei a fost scrisă în aramaică, apoi mai a fost tradusă în limba greacă. Este iarăși un argument de ordin logic. Gândește-te că limba greacă și limba latină erau limbile internaționale ale vremii. Ca și când astăzi ai scrie o carte și ai vrea să, tu fiind un spirit întreprinzător la editura Marele Cărți, publici o carte și vrei să o distribui în toată lumea. Evident că nu vei scrie în limba română, nu? Da. O vei scrie în limba engleză, ca să aibă circulație universală. Tot Sigur. La fel și Evanghelia și epistolele au fost scrise într-o limbă de circulație universală, limba greacă. Bun, suntem în 1688, doamnelor și domnilor, trebuie să spunem că în acea epocă
ca și pe vremea lui Constantin cel Mare, erau foarte mulți domnitori, erau foarte mulți împărați, erau foarte mulți regi care considerau importantă traducerea Bibliei, considerau esențială, până la urmă, nu-i așa, investiția în actul cultural. Iată un Șerban Cantacuzino, care era domnitor în Valahia, domnitor la București, hotărăște să financeze, și sublinez acest cuvânt, pentru că astăzi eu nu văd nicio inițiativă culturală majoră, deși se discută despre România educată, n-am văzut un proiect cultural major. Major înseamnă unul care să presupună investiții consistente și o durată de gestație la fel de lungă, măcar ca cea pe care Luther și-a asumat-o în proiectul său de traducere a Bibliei. Spuneam că acest Șerban Cantacuzino investește cu sume consistente, în primul rând, în tiparniță, pentru că era un obiect scump pe acea vreme, sau la acea vreme, și al doilea lucru, investește într-un mare cărturar, Marele Spătaru Milescu, probabil asociat cu alți filologi ai vremii, probabil nu se știe exact. Probabil și cu frații Greceanu, acum e o întreagă polemică aici, cine deține paternitatea acestui. Cine este Milescu, părinte, și de ce Șerban Cantacuzino hotărăște să traducă Biblia totuși în limba română? Bună întrebare, aș lua printr-un argument de ordin politic, poate că acesta primează, nu știu sigur cât el dorea să recupereze un decalaj de ordin cultural sau istoric, pentru că vorbim despre o traducere relativ târzie în comparație cu celelalte ediții europene ale vremii, dar dacă este să ne luăm după afirmația academicianului Virgil Cândea, spune că de fapt a fost la bază un act politic al timpurilor. Șerban Cantacuzino, domnul Muntean, tipărise și la Veneția cu un an înainte o Septuaginta, menită să-l recomande ca un protector aici, în zona valahă, a spațiului răsăritean, al literelor ortodoxe, dominate de jugul apăsător, nu? Al otomanilor, al turcocrației, dacă vrei. Deci el se revendica dintr-o tradiție ortodoxă, dorea să arate în continuare elitei eline că el poate să fie considerat un continuator al Imperiului Bizantin. Tot academicianul Cândea spune că spera într-o refacere a tronului de la Constantinopol și datorită influenței sale culturale, religioase, politice, să fie un viitor împărat. Bun, deci e logica descrisă de Nicolae Iorga, Bizanț după Bizanț, doar că timpurile au fost nemiloase cu el. La câteva luni după ce s-a publicat la București, într-o grabă inexplicabilă, acest proiect, de aceea și suferă de multe minusuri, vom vorbi imediat despre ele, de la câteva luni moare, există iarăși o întreagă speculație, o întreagă teorie a conspirației, pe marginea morții sale, se spune că fratele său, stolnicul Cantacuzino, cu concursul Sfântului Constantin Brâncoveanu ar fi dorit să-l elimine din scenă și Brâncoveanu să-și revendice întregul merit al acestui proiect cultural de excepție. El chiar se pomenește în predoslovie, se autointitulează un om care a patronat această ediție, deși nu are niciun merit. Dar în fine, nu vrem să-l punem pe Brâncoveanu într-o lumină negativă. El a făcut alte lucruri mari pentru care poate sta liniștit în sinaxarul ortodox. Bun. Stăm de vorbă deci cu părintele Cătălin Varga, doamnelor și domnilor, despre Biblia românească. 1688, moment de cotitură pentru literele românești, moment de cotitură pentru cultura noastră națională, un punct de referință totuși pentru oricine care ia în serios această idee de naționalitate, să totuși oferi o traducere într-o limbă a unui popor mic. Nu cred că erau atunci mai mult de un milion de valahi. Așa spun statisticile, cel puțin informațiile mele când am citit despre epoca lui Brâncoveanu, cam acolo conduc. Între 600.000, părinte, de țărani și 1.000.000, atâția erau în spațiul valah, probabil că mai erau încă 1.500.000, poate, de moldoveni. Trebuie spus că a fost tipărit în câteva mii de exemplare. Deci vă dați seama că n-a acoperit nevoia stringentă a omului de rând, ci doar pentru nobili, pentru clasa conducătoare, pentru aristocrația eclesială, etc. Era un obiect foarte prețios, probabil și foarte scump. Spuneți-ne câteva particularități despre această Biblie românească. Traducerea este foarte literalizată și păstrează cu obstinație juxtalinearitatea. Ce înseamnă aceasta?
merge foarte mult sau este tributară sintaxei limbei originale. A traduce dintr-o limbă clasică, într-o limbă modernă, ținând cont de sintaxa limbii originale, este o greșeală de ordin metodologic, pentru că în limba română nu va suna nicicum. Va fi supărător pentru urechile ascultătorilor. Expresii idiomatice, sintactice, morfologice, care au sens în limba originală, își pierd din sens atunci când tu traduci în limbă vernaculară. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu ca să fim foarte preciși în afirmațiile noastre filologice. Uite, de exemplu, în cartea Deuterocanonică, am amintit despre această carte ca fiind un produs evacuat de tradiția protestantă din canonul clasic biblic. Da? Da. Și noi păstrăm am uitat să spun o chestiune, dați-mi voie să fac această digresiune. Noi, la ora actuală, păstrăm ordinea acestei septuaginte peticite a ediției de la Frankfurt 1597, a introducerii deuterocanonicelor între Vechiul Testament și Noul Testament. Ceea ce este o greșeală. Ceea ce este o greșeală prin raportare la originalul, la original. Este o greșeală de ordin filologic. În Isus Sirach, ca să revenim pe ideea aceasta a unei traduceri greu de înțeles, datorită obstinației de a rămâne pe zona juxtalinearității, uite ce se spune în capitolul 31, versetele 27-28. Eu îți citesc aceste versete și te întreb așa, Frank, ce înțelegi tu din ele și ce vor înțelege telespectatorii noștri? Citez. Lucirea pâinii vor blagoslovi vor buzele și mărturia bunătății ei e credincioasă. Spre pâinea rea va cârti cetatea și mărturia răutății ei preamănântul. Nu se înțelege mare lucru. Sincer. Nu înțeleg mare lucru. Tocmai de aceea, pentru că această frază are înțeles în limba originală, așezarea, ordinea așezării cuvintelor în frază, deci sintaxa topica, dar se pierde când se traduce în limba română. O eroare de ordin filologic, pentru că tu atunci când traduci dintr-o limbă în alta, trebuie să te raportezi la sintaxa limbii în care traduci. Operație filologică pe care o va face Biblia de la Plaj. Dar există vreo calitate a acestui proiect? Sigur că da, există o calitate pentru că rămâne în primul rând o piatră de hotar. Episcopul Șaguna spune că este în tradiția biblică românească există o singură traducere. Aceasta. Restul sunt doar diortosiri. Ce înseamnă diortosire? O îndreptare a textului potrivit nevoilor morfologice ale vremii, potrivit maturității limbii literare române. Ok, e limpede că e un și început. Și iarăși, iartă-mă puțin, este importantă pentru că rămâne pe filonul tradiției ortodoxe, aducând în preeminență importanța Septuagintei. Eu cred că totuși dacă... Asumată de Biserica Ortodoxă. Dacă suntem îngăduitori și trecem peste aceste obscurități evidente, da, da. Citind, eu am citit epistola către Râmleni. Către Râmleni, în da. Traducerea lui Milescu. Poți să înțeleg către esențialul, romani, da? Către romani, evident. Poți să înțelege esențialul. Nu neg faptul că sigur. Uneori topica e dificilă, dar cred că... Doar că un filolog pretențios ca mine va privi mereu cu un ochi critic această traducere. Exact. Erau locuri de îmbunătățit, ceea ce cei de la Blaj, în 1795, reușesc să facă. Da. Trebuie spus că prima traducere a acestei școli ardelene, pentru că trebuie să ne referim și la contextul istoric, este Biblia Vulgata, realizată de Petru Pavel Aron în 1760. Doar că ea rămâne la nivel de manuscris, nu a fost receptată, dintr-un motiv foarte simplu și am zice confesional. Urmează izvorul Bibliei Vulgata. Biblia latină, traducerea lui Eronim, traducerea în limba latină a izvorul lui Masoretic. Din păcate, această confesionalizare nu face bine, nu face fiindcă bine, Ieronim bine. Era ortodox, ca să zic așa. Da. N-avea nicio vină că a tradus Biblia în limba latină. Doar el că... aparținea spațiului occidental și atunci a simțit imperioasă această nevoie de a traduce în limba locuitorilor săi textul revelat. Bun, suntem deci în secolul XVIII, după unirea unei părți a Bisericii Ortodoxe cu Roma, da. Mai mult sau mai puțin voluntară, nu intrăm în discuția da. Asta. Deci la vreo 100 de ani de la proiectul lui Cantacuzino, peste munți, peste Carpați,
apare acest proiect al blăjenilor. Blajul e locul unde ideea națională prinde contur, accentul pus pe limbă de la și pe latinitatea German ei. Herder, știm aceasta că este importantă. Limba unitatea esențială. Unitatea de limbă pentru promovarea sentimentului patriotic. Național, perfect. Da. Și undeva spuneam în contextul în care Immanuel Kant tocmai își termina ultima critică a rațiunii de, a puterii de judecată, pe la 1795 spuneam înainte ca Hegel să scrie Fenomenologia Spiritului, iată avem această traducere frumoasă. Da, lui Samuel Micu, un cărturar al vremii, despre care profesorul Eugen Munteanu, eu îl consider cel mai mare filolog al momentului, așa este, indiscutabil, spune că este, dați-mi voie să citez, mama Bibliilor românești moderne. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că s-a dovedit filologic, deși există rumoare multe pe marginea subiectului, că această ediție de la Plaj stă la baza tuturor reedițiilor biblice ulterioare. Avem Biblia Episcopului Filotei, al Buzăului, avem opera minunatului și Sfântului Șaguna, 1856-1858, avem Biblia Sinodală 1914. Toate acestea, într-o oarecare măsură, se revendică de la această Biblie de la Blaj. Asta este demonstrat, demonstrat filologic de către Școala Biblică de la Iași, profesorul Munteanu. Coordonarea domnului profesor Munteanu, a cărui student sunt și eu și mă mândresc cu aceasta. Am avut și eu o colaborare strânsă cu profesorul Munteanu o vreme și am fost onorat de această proximitate. Este un om excepțional, cu o pregătire impecabilă în școala germană a filologiei, pur sânge, de la Humboldt, trecând prin prin Gadamer până la Coșeriu, hermeneutica și filologia germană sunt convingătoare. Dăm voie să spun că acest adevăr îl recunosc până la urmă și ortodox și prin persoana domnului profesor părinte Nicolaescu, care readuce în discuție opera greco-catolicilor, dincolo de celebra carte Ex Occidente Lux a lui Kindrish, da? Pe care îl putem suspecta de anumite raționamente pur subiective. Partizane. Că, așa, vorbim aici despre recunoaștere din partea unei minți, autorități a lumii ortodoxe. Spune așa, Biblia 1795 a îndreptat graiul Bibliei din 1688, ceea ce este foarte adevărat și cu totul de acord, și a corectat doar ceea ce a socotit că nu redă destul de bine ideile din textul original. Aici eu, dacă îmi permit, te rog, aș vrea să intervin puțin cu o măsură de critic și să spun că eu văd aceasta o eroare de ordin metodologic. Să te raportezi la textul original doar acolo unde tu consideri că nu sună bine în limba literară contemporană. Este o eroare pe care o face și eroare probabil mult spus, mă rog, neglijență, ca să fim mai diplomați, o face și mitropolitul nostru drag al Clujului, Biblia Anania, 1993 Noul Testament, Biblia Integrală 2001, pentru că el, vedem din manuscrise, confruntă cu originalul doar acele texte din Sinodală, din Biblia Sinodală 1975, care nu concordă foarte bine cu sintaxa a limbii române literare, cu morfologia ei, cu lexicul, este iarăși tributar unei înțelegeri arhaice, încearcă să corecteze la nivel stilistic. Vom vorbi despre Anania, dar vreau să rămânem pe Blaj încă puțin. Blăjenii au niște merite, părinte Cătălin Varga, și anume sunt conștienți pentru prima oară într-un context iluminist de ceea ce înseamnă istoria receptării textului, sunt conștienți de polisemantismul anumitor termeni, sunt conștienți de exigența, cum ar veni, filologică, nu, a restituirii textului sacru în limba vernaculară. Și atunci ei fac notă de subsol pentru prima oară. Eu consider prima Biblie științifică din tradiția românească, tocmai după cum ai spus, pentru că oferă, de exemplu, pentru Vechiul Testament, avem 235 de note de subsol. Fabulos. În care, ni se oferă explicații filologice. Pornind de la un text biblic vechi-testamentar, se spune în izvorul masoretic este așa, în izvorul latinesc este așa, Biblia, în traducerea slavonă, spune așa, probabil Biblia de la Ostrov. Filologie comparată. Ei păstrează izvorul Septuagintei, să fim foarte bineînțeleși, oferă o filologie comparată și, mai important decât acesta, face referire și la tradiția anterioară, la Biblia tradusă de la București. Uite,
sunt numeroase note de subsol în care se zice așa, citez, Biblia cea veche românească are următoarea lecțiune. În cea veche nu se află această lecțiune. În cea veche lipsește acest cuvânt. Prin cea veche, evident că face trimitere către Biblia de la București, 1688. Deci, Blajul, 1795, se află într-o continuitate tematică, nu putea să eludeze importanța momentului București, doar că vine și îndreaptă limba, încearcă să decanteze toate acele impurități de ordin slavonesc, acele grecisme, acele calchieri de cuvinte care au un înțeles în limba originală, dar se pierd printr-o semantică a limbii în care tu traduci. De exemplu, dacă luăm un cuvântul presbiuteros, el, dacă mergem pe diacronia termenului, înțelegem că se referea la bătrâni, acesta era înțelesul de la Moise încoace. De la Moise încoace, știm narațiunea cu Moise și alegerea celor 70 de bătrâni care să-l asiste. În actul de judecată. În actul de judecată. Am spune noi așa glumind și ales 70 de europarlamentari care este aproape și să fie atenți la ingerințele vremii. În această traducere 1795 observăm că presbiuteros într-adevăr este tradus prin preoți, dar ce vreau să spun, presbiteros înseamnă bătrân ca sens, dar odată cu apariția creștinismului, el capătă un nou sens semantic tradus prin preoți, pentru că sunt hirotoniți acei bătrâni și puși să slujească în bisericile plantate de Sfântul Pavel în călătorile sale. Și nu toți erau foarte bătrâni. Bun, probabil da, îl avem pe episcopul Tit, care evident și pe Timotei, care erau tineri, colaboratori ai Sfântului Pavel. Asta vreau să spun. A te cantona într-o dimensiune semantică a termenului la nivel de secolul I și a traduce cu obstinație prin calchiere și să spui presbiteros, să-l traduci prin presbiter, cum face Cornilescu, de exemplu, este o eroare de ordin filologic, în primul rând, și apoi are și motivații confesionale, teologice, pentru că dorea să eludeze ierarhia bisericii, să nu limba, spună preot. Limba are o energie. Limba are și o energie, știm de la Humboldt, vorbind despre o diacronie a ei, despre o creștere a ei în maturizare, în înțelegere, trebuie să ținem cont de contexte culturale și sociale ale epocii în care aceste cuvinte s-au dezvoltat și au crescut. La nivel de secol 21, prin presbiter, ești obligat filologic să traduci, să-l traduci prin preot, nu să-l calchiezi prin presbiter, pentru că omul de rând ce înțelege el prin presbiter? Ei înțelegeau în epoca secolului I. Dar eu mă întreb, un transilvanean de secol 21, vecinul meu de la bloc, ce înțelege el prin presbiter? Dar dacă spui preot, atunci se înțelege clar la ce se referă, pentru că ei erau preoți, hirotoniți de către apostol, prin succesiunea apostolică. Este doar un exemplu de calchiere, un exemplu de ratare a înțelesului original al textului, din rațiuni confesionale, din rațiuni ce țin de diverse. Sunt multe alte controverse dogmatice sau controverse teologice care se nasc din lectura unui fragment biblic. Putem discuta despre Isaia, referință la Partenos, fecioară, da. Fată, sunt foarte bine, multe aici discuții. Există, iartă-mă, există un antecedent sau o justificare pentru că în textul masoretic nu apare cuvântul fecioară, ci apare alma, adică tânără. Știi, iată, tânăra, fata tânără, știi că ei se căsătoreau relativ foarte devreme, iată, tânăra va lua în pântece, va naște fiul, doar în Septuaginta. Se traduce alma Partenos. Prin Parthenos, adică fecioara. Oare cumva cei care traduc Isaia 7:14 prin tânăra va lua și va purta în pântece, profețez, au acoperire doar dacă stabilesc această convenție de la început, că se raportează la izvorul textului masoretic. Da, și nu numai aceste referințe, tot așa la Luca avem cântecul Mariei, nu? Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, cum traducem fericirile acestea, este vorba de un cult al Mariei și toate celelalte discuții pe care nu le vom purta acum. Părinte Cătălin, suntem în ultima parte a emisiunii noastre, doamnelor și domnilor, vă reamintim, stăm de vorbă la Clubul Marile Cărți, această emisiune Vocea Libertății, despre traducerea Bibliei în limba română, o istorie palpitantă, o istorie interesantă, o istorie nelipsită de polemici confesionale care se întețesc, nu-i așa? Părinte Cătălin, în secolul XIX avem pe de o parte disputa între Șaguna și Ion Eliade Rădulescu,
care vine cu franțuzismele lui și irită cumva mediul bisericesc, dar hai să ajungem deja la finele secolului XIX, început de veac 20, și e un personaj pe care nu putem să-l ocolim. Sigur că da. Cornilescu. Fostul preot Dumitru Cornilescu. Trebuie spus că el a crescut în Biserica Ortodoxă, a fost hirotonit preot pe seama unei mănăstiri, doar că și-a revendicat acest proiect de traducere a Bibliei, a beneficiat și de suportul prințesei Calimachi din Botoșan. Din Botoșan. A fost susținut financiar ca să întreprindă această operă, că aminteai cât de important este să găsim finanțatori pentru marile proiecte culturale ale timpurilor. Bineînțeles. Da. Și așa a reușit să ofere produsul său cultural numit traducerea Bibliei. Trebuie cum comentați traducerea lui Dumitru Cornilescu? Atenție, când spunem asta, nu avem o notă polemică noi înșine. Noi dorim să punem lucrurile în context. Ce e bun, ce nu e atât de convingător în proiectul lui Cornilescu? Din punctul nostru de vedere. Ce nu este convingător pentru mine, ca unul care am început și exercițiul traducerii, este uimitoarea rapiditate cu care reușește să-și ducă la bun sfârșit proiectul. A traduce o întreagă Biblie în 4-5 ani, după cum el însuși se confesează în mărturiile sale, este de-a dreptul greu de crezut. Dacă ne raportăm la Luther, am observat că a fost o gestație de vreo 3 decenii până a pus la punct întregul proiect. Incredibil. Deci iar de la Cornilescu vine și traduce Biblia, Mihai Dragule, în 4-5 ani. Există studii filologice recente care dovedesc că este foarte dependent de lui Segon, o ediție francofonă. Și atunci, marea mea întrebare este, și nu vreau să deschid polemici inutile, dar întrebare... Întrebătoare. Întrebătoare, aș fi spus altfel. Este cât la sută din traducerea sa a fost una ce confruntă originalul și cât a fost o traducere din franceză în limba română. Dar metodologic, ce spune metodologic, Dumitru Cornilescu? Se raportează la Septuaginta sau la textul masoretic? Nu, el se raportează la textul masoretic, pentru că deja apăruseră trecerea sa alături de Tudor Popescu la mișcarea așa numită... Ei erau tudoriști numiți în epocă, astăzi sunt creștini după Evanghelie. Se petrece cu el această trecere în urma unor traduceri din anumiți protestanți de limbă engleză și franceză în limba română. Deci trebuie spus că el deja avea exercițiul traductologic înainte de a traduce Biblia, pentru că a tradus mari opere ale unor protestanți vorbitori de limbă franceză și engleză în limba română în reviste teologice ale vremii. Interesant, deci erau traduse în revistele bisericești ortodoxe, unde el era student. Să spunem că Dumitru Cornilescu traduce această Biblie după ce în spațiul ortodox, în 1914, sinodul de atunci, care era compus din episcopi cărturari, hotărăște să traducă Biblia într-o versiune și mai actualizată, modernă. Deci avem urmărim Septuaginta. Avem oarecum un gest polemic în inițiativa lui Dumitru Cornilescu. El dă la câțiva ani, la 6 ani de zile, o replică. Da. Care este prima traducere? În 1921 apare prima lui traducere, dar atenție! Nu este luată de Societatea Biblică Britanică, referentul epocii, ci este o acțiune pur personală, individual, acreditată de prințesa Calimachi, chiar și-a înființat o societatea evanghelică, cred că așa și-a numit-o. Aceasta este editura, mă rog, editura, titlul care este pus pe frontispiciu Bibliei sale. Dacă vom lua Biblia Cornilescu 1921, vă vedea că scrie Societatea Evanghelică din România. Deci nu a fost luată de Societatea Biblică Britanică, cea care era monstrul sacru al epocii. Hai să spunem că astăzi... De-abia în 1929 sau 31 este revendicată de către Societatea Biblică Britanică, în 24, pardon, cu o reediție în 1931. Societatea Biblică Britanică își împropriază acest text al lui Cornilescu și apoi îl distribuie în masă. Conform cercetărilor, se pare că această Biblie Cornilescu a fost tradusă în peste 1 milion de exemplare. Tipărită, în peste 1 milion de exemplare, un tiraj enorm, care face din ea cea mai răspândită ediție biblică. Astăzi. A secolului 20. Este incredibil. Trebuie să recunoaștem, deși sunt preot ortodox, iarăși tu ești Mirian ortodox, dincolo de confesionalisme, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Biblia cea mai răspândită în poporul român de secolul 20 a fost ediția Cornilescu.
Poate a prins la public pentru că a fost o traducere facilă într-un limbaj colocvial, a evitat arhaisme, a evitat limbajul acela oarecum osificat al stilului bisericesc și a prins la popor. Poporul nu era educat teologic. La popor trebuie să-i dai Biblia pe înțelesul său. Și există și astăzi, uite, de exemplu, în spațiul anglofon avem Good News Bible. Cea pe care Mitropolitul Anania o folosește în bibliografia sa. Avem este o ediție lucruri. Într-un limbaj colocvial, într-un limbaj simplu, ca omul de rând să înțeleagă. International Standard Version, avem exact. The Messenger al lui Eugene Peterson și așa mai departe. Pre deosebire de King James New Version, care e foarte literal. Bun, deci oarecum, trebuie să spunem, un om rupt de tradiția ortodoxă ajută, culmea, ajută poporul majoritar ortodox, poporul român, să cunoască mai bine Biblia. Sigur, pune Biblia în mâna poporului, omului de rând. Ceea ce și părintele Iosif Trifa a făcut-o cu mare entuziasm, mare entuziasm și cu peste măsură în cadrul mișcării Oastea Domnului. El dădea Biblii oamenilor traduse de Cornilescu? Era așa, Biblia Sinodală 1914, doar că era tipărită într-un tiraj relativ câteva mii de exemplare. Nu știu dacă depășea 10.000 de exemplare. Și era foarte grea. Și era, da, deci sunt multe realități cotidiene care îngreunează receptarea ediției Sinodală 1914. În schimb, Biblia Cornilescu, fiind asumată de Societatea Biblică Britanică, care avea și un proiect editorial foarte la modă, era, odată că avea prețuri modice, odată tipărea și pe bucăți, Noul Testament cu psalmi, Vechi Testament, Biblii întregi, era foarte bună pentru a facilita apariția în limba oamenilor de rând. Există în Biblia lui Cornilescu, să spunem, o anumită distanțare față de tradiția patristică, de interpretările din primele veacuri? Există, cu alte cuvinte, există în Cornilescu o intenție teologică dizidentă? Da, aș putea să spun că da. Deosebirile între Cornilescu și Sinodală se pot clasifica astfel. Avem deosebiri toponimice legate de ape, de munți, cetăți. În Biblia Sinodală apare într-o anumită grafie, în limba Cornilescu într-o altă și datorită izvoarelor. Încă o dată trebuie să ne înțelegem. Cornilescu merge după ebraică, Sinodală merge după textul grecesc și atunci apar și deosebiri de ordin toponimic, da? Ok. Apoi sunt deosebiri referitoare la împărțirea în capitole și versete. Știm, psalmii în Cornilescu au o anumită numerotare, în Sinodal au o altă numerotare, pentru că ei însuși diferă. Numerotarea aceasta însuși diferă în cele două mari izvoare, Septuaginta și ebraic. Și apoi apar deosebiri cu implicații doctrinare, ceea ce m-ai întrebat tu. Să-ți dau pe fugă câteva exemple. În psalmul 97, idolo, care ar trebui tradus prin idol, rușinați cei care se închină idolilor, care avea o logică în epoca lui David, nu? Să spui, să se rușineze toți compatrioții mei, care încă se mai închină idolilor, când adevăratul Iahove ni s-a revelat în popor și ne-a condus cu mână tare, da? Și ne-a izbăvit de robia egipteană și toate minunile pe care le-a făcut Iahove în poporul său. Vedem în Deuteronom 32 acel moment anamnetic. Aduceți-vă aminte cum v-a izbăvit Dumnezeu cu mână tare. Deci Dumnezeu era, Iahove era principala personalitate, să o numim așa, prezentă în cultura și tradiția și religia poporului evreu. Toți ceilalți care își împropriau alte zeități, efectiv se făceau de rușine, spune psalmistul David. Cum este tradus, zic eu, nu vreau să supăr pe nimeni, oarecum tendențios și polemic în Cornilescu, rușinați cei care se vor închina, ce crezi? Icoanelor. Incredibil. Deși nu există icon în da, original. Icona, să zici, da, la da, plural. Nu există. Una e idolul, incredibil. Alta e icoana. Bine, deci dar mi se pare că asta și, numai o secundă. E o fraudă, scuză-mă că spun. Bun, hai să nu. Nu, dar eu spun asta, eu am dreptul să spun ce vreau, că eu sunt un om liber. Vreau să fiu mai rezervat. Păi nu, încă o dată, vreau să explic. În limba greacă există cuvântul icoană, icoană, care înseamnă imagine și avem la Coloseni expresia Hristos este icoana Tatălui, icon, iconos. Tu auratul, adică Dumnezeului celui nevăzut. Deci avem odată cuvântul, pe care dacă l-ar fi întărit era corect să-l traducă, dar nu e acolo.
Și nu e nicio altă, atenție, nicio altă tensiune mai mare, filozofic, dacă vrei mă duc spre Jean-Luc Marion acum, fenomenologic și teologic, decât cea între icoană și idol. Deci dacă vrei să descrii regimul vizibilității și al fenomenalității, al apariției lucrurilor, nu e nicio altă, repet, tensiune în lumea aceasta a vizualului, decât cea între idol și icoană. Pot să explic rapid, icoana trimite către arhetip, icoana trimite întotdeauna către tatăl, către fiul, icoana nu se oprește la materialitate, pe când idolul are o forță de seducție și este autoreferențial. Idolul nu mai trimite la nimic, este el însuși autosuficient, de aceea toate aceste figuri contemporane ale cinemaului, ale industriei divertismentului, ale muzicii pop, toate aceste figuri idolatre sunt satisfăcute atunci când noi le acordăm lor și doar lor atenția, iar această atenție niciodată nu este transferată către un arhetip. Pe când Hristos, când spune, am venit în numele Tatălui, nu? Iar noi vorbim în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, noi, practic, asumăm o tranzitivitate, așa cum Hristos, prin tot ce a făcut, a încercat să arate măreția Tatălui Ceresc. Total de acord cu tine, dar haideți să privim... Nu, dar e o distincție fundamentală. Corect. Și de asta eu m-am aprins, pentru că n-aș fi crezut vreodată că cineva poate falsifica textul. E prima oară când aflu și de aici și reacția mea spontană. Bun, mai este în Apocalipsă, în loc să spună imaginea fiarei, spune icoana fiarei, știi? Icoana fiarei. Icoana fiarei apare în Apocalipsa 13 când se înalță fiara din Adel. Eu sper ca teologii serioși... Inoculând în mintea țăranului de rând că icoana e o fiară, știi? Deci a fost un atac subversiv. Dar haideți să dăm și un pic de credit momentului istoric. Ce se întâmplă? Cornilescu este repudiat. Traducerea sa este înfierată de către Sfântul Sinod, li se interzice preoților să mai folosească Cornilescu, dă de pământ cu ei, îi caterisesc și pe Popescu și pe Cornilescu, pe bună dreptate. Și atunci, vezi, a fost și o reacție de aversiune. Știi? Deci trebuie să privim puțin și în contextul vremurilor. Bun, a reedita Cornilescu în 2023 și a păstra aceeași eroare filologică acum când oarecumva s-au depășit aceste tensiuni confesionale, sperăm, este o imensă eroare. Sper să nu se mai perpetueze această greșeală. Dar raportat la epocă, vreau să-i dau credit lui Cornilescu că a fost vexat, a fost jignit. A dorit și el să împungă în Biserica Ortodoxă pentru că a fost scos din schemă. Am înțeles. Deci tu spui că există... Eu așa zic. Există o explicație personală, de ordin contextual, personală și istorică. Mai există o chestiune. Haideți să o privim pe aceasta. Substantivul heresis, care în limba greacă înseamnă... Alegere. Da, o alegere dizidentă. O rupere de către comunitate. Normal s-ar traduce prin eretic. Știi? Dacă luăm textul 1 Corinteni 11 cu 19, în sinodală zice așa, trebuie să fie între voi și eresuri ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Da? Heresis. Cum crezi că traduce Cornilescu? Evident că nu putea traduce prin eretic, pentru că el și Popescu erau considerați de către publicul din 1925 drept eretici. A tradus acest verset prin trebuie să existe între voi partide. Trebuie să existe partide. Păi a venit și Partidul Comunist, PNL-ul era pe val, PNC-ul se forma. Aș mai aduce în discuție... Asta mă face un pic să râd, iartă-mă, te rog, e un pic comic. Iartă-mă, e un pic comic. Adică trebuie să existe între voi partide. Și partide. Să bagi partidele politice în biserică, sincer să fiu, e o formă de infantilist teologic. Problema traducerii verbului... Asta unde apare, că vreau să verific. Te rog să verifici 1 Corinteni 11 cu 19. Deci dacă tu le spui corintenilor din primul veac, vă rog să faceți partide. Da, ei aveau partide, atenție. Noi înțelegem, știi? Dar în contextul modern, bine, partidele contextul se referă la partide politice. Vorbeam despre diacronia unui termen și despre calchiere, într-adevăr este o eroare de ordin filologic majoră. Dăm voie să mai aduc în discuție partide. O chestiune. Partide. Verbul aparabathos, care înseamnă deci se vorbește despre Hristos ca având o preoție aparabathos, adică continuatoare, veșnic. Deci vorbim despre o dimensiune a întreitei slujirii a Mântuitorului, vorbim noi în dogmatica ortodoxă, de mare arhiereu, de mare profet și de mare împărat. În Evrei, în 7:24, sinodala traduce, Hristos are o preoție veșnică sau netrecătoare. Cum crezi că traduce Cornilescu? Iarăși o tentă confesională pentru a ataca ierarhia și preoția. El zice așa, Iisus are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Deci apelează la o parafrazare a unui termen foarte clar care arată continuitatea unei acțiuni, aparabatos,
Și el spune, nu poate trece de la unul la altul, adică, ca să atace doctrina ortodoxă a transmiterii preoției universale, apostolice. Apostolicității, exact. Da. Sunt mai multe, și dar cum ar fi trebuit tradus? Uite, să te provoc. Iisus are o preoție veșnică, aș spune eu. N-aș zice netrecătoare, că deja te apropii de sensul că nu poate trece de la unul la altul, având acest antecedent. Aș spune, Hristos are o preoție veșnică. Interesant. Deși nu e Aionios, acolo să spui veșnic, dar Aionios poate fi un sinonim pentru Aparavatos. Părinte, în ultimele 5 minute aș vrea să atingem și inițiativele mai recente. V-ați vorbit deja despre Anania, Biblia Marelui Bartolomeu Anania, care are și plusuri și minusuri. Este fascinată din punct de vedere literar, poate incompletă stilistic teologic. Stilistic este recunoscută de toți marii critici literari. Chiar și marele traducător Cristian Bădeliță recunoaște marele merit stilistic al ediției Anania. Apoi, evident, avem inițiativa năstrușnicului Cristian Bădiliță. O spun cu simpatie față și de dânsul. Și eu am mare respect. Dar și el este un om marcat de un pronunțat spirit polemic. Apoi apar în mediul neoprotestant inițiative despre care aș vrea să ne spuneți câteva. Și iartă-mă, Bădiliță, traducerea lui Bădiliță este foarte importantă pentru că ne redă adevăratul izvor al Septuagintei, nu acea Septuagintă peticită, care și acum, la ora actuală, este redată prin Biblia Sinodală din 2020, sau când s-a tipărit ultima ediție. Avem de asemenea inițiativa doamnei, doamnelor profesoare Băltăceanu și Proșteanu, Biblia după textul ebraic, deci doresc să ne redea Vechiul Testament strict după izvorul masoretic. Se traduce. Cu ample comentarii filologice și teologice. De către o echipă? De către o echipă, într-adevăr, printre care este și prietenul nostru, profesorul Alex Mihăile de la București. Și nu numai. De asemenea, există, și aici aș vrea să insist, traducerea completă a Septuagintei la polirom, tot așa, făcută de către o echipă, și ea merită recunoscută. De asemenea, proiectul de la Iași, în care... Proiectul de la Iași, domnul profesor Munteanu, care ne readuce în discuție importanța Bibliei de la București. Sigur. Da, un fel de hexapla al lui Origen, pe mai multe coloane. Întâi îți dă textul în grafie slavonă, apoi ți-l dă transliterat și apoi în un text aerisit literar cu ample comentarii filologice. Un proiect de anvergură desfășurat pe o bună bucată de timp, pe decenii întregi. Să spunem că așa este inițiativa aparținut și lui Paul Miron, de exact, la Heidelberg, dacă exact. Nu mă înșel. Avem și în spațiul neoprotestant și aici vreau să onorăm, dacă se poate, inițiativa domnului Emanuel Conțac, sigur că da. de a revizui ediția Dumitru Cornilescu. Și cum arată această traducere? Vechiul Testament mi se pare că este în lucru, Noul Testament este integral. La Vechiul Testament cred că lucrează deja la cărțile istorice, Pentateuhul, din câte știu este deja reeditat. Ce înseamnă acest proiect? Își dorește să readucă ediția Cornilescu potrivit cerințelor limbii literare române actuale. Și acum eu vă provoc. Este o diortosire, dacă vrei, a Cornilescului clasic. Eu vă provoc. Nu ar trebui să ne oprim din aceste diortosiri și să ne apucăm de treabă, traducând pur și simplu Biblia pe înțelesul tuturor, însă și cu un aparat critic, și cu trimiteri la patristică, și cu referințe la arheologie, și la istorie. N-ar trebui să lăsăm diortosirile și să ne apucăm de un proiect cap-coadă? Evident, văd aceasta fiind o întrebare retorică, și eu îmi propun aceasta, și eu văd această necesitate, a merge direct pe izvorul Septuagintei, pentru că ne revendicăm vorba lui Gadamer, nu? Ai adus în discuție pe marele... Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, spunea. Istoria efectelor, da. Nu la asta vreau să mă refer, la faptul că el spune clar că orice hermeneut, orice interpret, orice traducător al Bibliei se revendică dintr-o tradiție. Nu poate eluda această realitate. Și atunci, dacă am inițiat un astfel de proiect de traducere a Bibliei, evident că pentru Vechiul Testament aș merge pe izvorul Septuagintei, dar acelei Septuaginte acurate. Nu cea care se perpetuează în Biblia Sinodală. Deci nu a hugenoților. Hugenoților, da. Nu acea ediție. Apoi aș oferi ample note de subsol cu deosebirile între Septuaginta și textul masoretic, pentru că sunt enorme. Mai ales în Cartea Psalmilor. Câteva file introductive la fiecare carte. Sigur că da. Da, evident, ar trebui la începutul fiecărei cărți ceva mult mai amplu decât face Mitropolitul Anania. Oricum este bine că el este singurul care inițiază în tradiția ortodoxă introduceri la fiecare cărți. Este primul care îți oferă un aparat critic
Nu? Deci trebuie să recunoaștem meritele acestei ediții, dar trebuie să o ducem mai departe. Și să includem, dacă se poate, și referințele patristice. Referințele face ediția Pătiliță, da. El le pune la final, poate că ar merge bine chiar în textul paginii să pui anumite note, comentarii filologice. Filologice, patristice, arheologice, de ce nu, Mihai? Ar merge excelent pe zona Vechiului Testament, note cu încărcătură arheologică. De ce nu s-a făcut asta și cum credeți că poate fi depășit impasul confesional? Adică cum putem ajunge să avem o Biblie pentru toți românii, da, indiferent de confesiune? Eu aș propune o Biblie de studiu, ediție critică, care depășește orice tensiuni confesionale, te duci direct la sursă, vezi care a fost intenția autorului, înțelegi și diacronia termenului, ai la îndemână zeci de comentarii științifice, ai lexicoane, ai dicționare de specialitate, eviți calchierile inutile, eviți juxtalinearitatea, eviți astfel de procedee care nu fac altceva decât să încetinească măsura științifică a procesului tău. Doamnelor și domnilor, așa cum ați văzut în această superbă emisiune cu Părintele Cătălin Varga, am reușit să vă demonstrăm un lucru. Creștinismul nu este doar religia cărții, așa cum s-a spus despre islam. Creștinismul este, în primul rând, religia cuvântului, care trebuie să fie viu, care trebuie să ne transforme, care trebuie să acționeze în viețile noastre astăzi, în secolul 21, așa cum a acționat și în secolul I, într-o perfectă continuitate. De asemenea, ați observat și cred că suntem cu toții de acord că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu ar trebui să fie nici ortodoxă, nici penticostală, ar trebui să fie pur și simplu cuvântul viu, care se adresează tuturor și celor care sunt catehumeni, și celor care sunt în afara bisericii, și celor care sunt deja în interiorul bisericii. Biblia ar trebui să se adreseze efectiv tuturor. Din acest punct de vedere, cred că încă în spațiul românesc mai avem de lucru și un proiect de acest fel, cum este cel deja evocat de Părintele Cătălin Varga, este imperios necesar. Dacă Părinte, ultimele vorbe. O singură chestiune și apoi ultimele vorbe. Să știi că există o Biblie ecumenică, am putea spune, nu ecumenistă, atenție, Biblie ecumenică, avem în spațiul francofon Traducțion Ecumenic de la Biblă. Top. Tobu. Care depășește orice idiosincrazii confesionale. Avem și în limba română, tot prin aportul Societății Biblice Britanice, Noul Testament tradus după textele originale. O echipă formată din ortodoxi, catolici, protestanți, care și-au propus să ofere un text acurat, un text care să meargă direct la original. Un avem text nevoie. Care să evite polemicile confesionale. Un gând de final, îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea inspirație și putere pe viitor, să încercăm să umplem aceste goluri care sunt atât de evidente în tradiția traductologiei biblice românești. Eu tot ceea ce vă pot promite, Părinte, este că aveți în noi, cei de la Marile Cărți, această comunitate vie la rândul ei, care e multiconfesională și multiculturală într-un sens bun al termenului, vă pot promite că aveți în noi un suport, vă pot promite de asemenea că aveți în mine un ambasador al acestei idei, un lobist de seamă, sper, pentru că se cuvine ca în România anului 2023 să nu mai fim blocați, exact, în, până la urmă, polemicile sterile ale secolului inutile, 20. Inutile. Și e bine să aducem cuvântul lui Dumnezeu, cum spuneam, pe masa tuturor. Și eu vă asigur de toată prețuirea mea. Doamnelor și domnilor, acesta a fost dialogul nostru cu Părintele Cătălin Varga, un om minunat pe care vă recomand să îl urmăriți și în alte intervenții pe canalul de YouTube Marile Cărți, pe canalul de YouTube Mihai Neamțu. Vă îmbrățișăm cu drag și vă spunem că putem împreună construi România deșteaptă. La revedere!